11 metri cu Radu Banciu la Sport Total FM. Ne-am adunat, dragi prieteni, astăzi începe, practic, propriu-zis Liga Campionilor. Pentru ai noștri, Steaua joacă la 21:30 în Slovacia cu Trenzin, o echipă care nu arată ca o sperietoare și ea la început de drum. Un meci însă binevenit pentru a contura începutul de sezon al Stelei, o eliminare însemnând ieșirea definitivă din cupele europene. Steaua însă beneficiază de o tragere la sorți favorabilă, așa cum a avut în mai toate tururile preliminare, fiind și cap de serie, una dintre cele mai importante echipe în acest tur 2 preliminar, unde nu există meciuri derby sau meciuri interesante. Ventspils din Letonia cu HJK Helsinki din Finlanda de la 18:30, vă amintesc turul 2 preliminar Liga Campionilor, meciuri tur. Apoel din Cipru, Vardar din Macedonia, Midtjylland, Danemarca, Lincoln, Gibraltar, Ludogorets, Bulgaria, Milsami, Republica Moldova, Hibernians, Malta cu Maccabi Tel Aviv, Israel, Mölde de Norvegia cu Punic din Armenia, Skenderbeu, Albania, Crusaders, Irlanda de Nord, TNC, Țara Galilor, Videoton, Szekes Fehérvár, Ungaria, echipa antrenată de Bernard Cazoni, Maribor, Branik, Slovenia, FC Astana din Kazahstan, Trenzin, Steaua București, care este cel mai tare meci pe hârtie, Partizan Belgrad, Dila Gori din Georgia și Sarajevo, Lech Poznan din Polonia. Deci astea sunt jocurile, un tur 2 preliminar unde sunt numai ciurucuri, cu câteva excepții. Echipele care vor fi eliminate nu vor stârni niciun fel de compasiune, adică locul lor este evident în afara Europei. Suntem abia în prima jumătate a lunii iulie, bineînțeles, competițiile încă n-au demarat, dar este o halcă interesantă de meciuri pentru această perioadă. La noi sezonul este început, ieri în epilogul primei etape, un prim rezultat surprinzător s-a înregistrat. ACS Poli Timișoara, echipă nou promovată, a fost învinsă acasă, deși toată lumea tângea la un egal, un rezultat care ar fi fost mult mai firesc, învinsă acasă de Pandurii Târgu Jiu cu 1-0, un gol al lui Răduț, marcat la câteva minute după ce gazdele au rămas 10 oameni. Timișoara n-a mai putut să revină. Și astfel, prima etapă a acestui sezon cu 14 echipe s-a terminat cu o victorie venită de nicăieri a Pandurilor. Hei, hei, Pandurii, fiind practic primul lider al competiției, ceea ce nu-i de bun augur, știm asta. Dar oricum, Pandurii au luat 3 puncte pe care nu mai trebuie să le dea înapoi. Este o victorie care va conta categoric pentru ei. 3 puncte, sigur, venite și la o nouă promovată. Timișoara bănuiesc că nu vizează play-off-ul, ar fi totuși cam mult. Echipă care în principiu se va zbate la retrogradare, un campionat delicat, 2 retrogradabile plus locul 12 care va juca baraj, teoretic, dacă va mai exista o echipă cu care să joace baraj. Liga 2 pare să se destrame înainte de a începe, dar asta e altă discuție. Așadar, Pandurii pe prima poziție, după care toate celelalte echipe au un punct, de la locul 2 până la locul 11 inclusiv, Timișoara având 0 puncte, iar CFR Cluj și Petrolul cu un handicap de 6 puncte la linia de start din cauza problemelor financiare, au minus 5, întrucât au adunat un punct în această primă etapă, extrem de echilibrată, cu meciuri mai mult decât mizerabile. Runda a doua urmând să înceapă vineri, 17 iulie, cu partidele Concordia, Chiajna, CSMS Iași, cât casa e egalul și aici. Chiajna a făcut egal la Astra, Iași a făcut egal la Voluntari, Iași joacă pentru a doua oară la rând în deplasare. Un rezultat de egalitate la Chiajna n-ar fi rău pentru ieșeni, care sunt totuși superiori celor de la Voluntari, chiejnenii. Și un meci de urmărit, Dinamo Craiova,
vineri de la ora 21. După care sâmbătă avem Petrolul FC Voluntari și Pandurii Steaua, care iată este un derby deja, Pandurii fiind liderul clasamentului. Sâmbătă de la ora 21 Steaua joacă în deplasare la Târgu Jiu, după ce cu 3 zile înainte va fi jucat pe terenul lui Trenzin în Slovacia. Răduț a marcat, așa e, a marcat și cu Gina Pistol, ne spune corespondentul, care cred că s-a întors din luna de miere. Corespondentul, după cum știți, urăm și noi pe această ocazie un căsoi într-adevăr de piatră corespondentului, după ce a fost învins în finala Cupei America la penaltiuri de discipolii lui Marcelo Bielsa, al de Jorge Sampaoli, argentinian și el, a plecat în luna de miere din informațiile pe care le avem undeva prin Sri Lanka, așa părea, să ne confirme și el, într-adevăr băiatul și-a ales un loc inedit, nu s-a dus adică în Grecia, ceea ce sigur că ne face mândri că avem această corespondență cu el. Bun, deci sâmbătă nu s-a anunțat încă, dar bănuiesc că meciul va fi pe antenă, Pandurii Târgu Jiu Steaua, pentru că este derbiul acestei etape, a doua. Duminică avem CFR Cluj cu Poli Timișoara și Astra cu ASEA, la fel ca și în prima etapă, și e bine pus așa. Steaua și ASEA joacă sâmbătă și respectiv duminică de la ora 21 și Astra-ASEA este un mega meci, dar totuși cred că antena va prefera Pandurii Steaua și nu va da Astra-ASEA Târgu Mureș, urmând ca etapa să se încheie luni cu un FC Botoșani Viitorul, deja un meci de tristă amintire, în vide să spun. După care runda a treia n-avem stabilite datele, programează un Steaua CFR Cluj, probabil pe Antena 1 va fi acest meci, întrucât, uitându-mă mai clar, peste program nu sunt derbiuri în această etapă a treia. Timișoara Botoșani, ASEA Chiajna, Craiova Astra, Iași Petrolul, Viitorul Dinamo și Voluntari Pandurii. Deci Steaua CFR Cluj cât casa pe antenă. Poate că în aceste condiții totuși să transmit antena, cine știe, Astra cu ASEA, să nu dea pe Steaua chiar în toate primele trei etape, că și așa oricum nu se uită lumea la ei. Încă o dată spun, nu e nicio necesitate să transmiți. Așa, mi se spune că face reclamă Steaua la meciul cu Pandurii, adică face antena reclamă la meciul Pandurii cu Steaua. Poftim. Era logic pe undeva, cu atât spun, prin prezența pe locul întâi a Pandurilor după această primă etapă, de ce nu? Pandurii Steaua. Pandurii cu Steaua, așadar, în etapa a doua pe antenă mi se comunică din regie. Este o informație, iată, oficială, că s-a stabilit programul pentru etapa a treia a ligii întâi. Sâmbătă aici nu apare pe gazeta sporturilor, dar se pare că am actualizat noi informația. O să vedem imediat, să ne uităm, chiar dacă nu e ceva care să ardă. Da, s-a stabilit așadar programul etapei a treia despre care vorbeam, cu meciul dintre Steaua și CFR Cluj, singurul derby al acestei etape. Steaua și Dinamo joacă sâmbătă, este o știre pe care Sport Total FM a actualizat-o. Meciurile ar fi așa în etapa a treia: vineri 24 iulie, Voluntari cu Târgu Jiu și Târgu Mureș cu Chiajna, orele sunt cunoscute, 18:30 și respectiv 21. Sâmbătă, Viitorul cu Dinamo și Steaua cu CFR, ăsta va fi pe antenă. Meciul de sâmbătă de la 9, deci este a treia oară la rând când Steaua joacă atunci. ASEA, iată că nu mai joacă duminică, joacă vineri. Duminică sunt programate Craiova Astra și Iași Petrolul. Iași Petrolul e duminică de la 9. Proastă alegere, evident, nu se uită nimeni la meciul ăsta. Mai bine era Craiova Astra, de exemplu. În fine, luni etapa se termină cu Timișoara-Botoșani de la ora 21. Meciul de luni e prost plasat și de obicei nu e nici afiș
adică nu e vreun meci care să conteze. La ora 9 să joci luni, mi se pare totuși o prostie evidentă, nu folosește la nimeni în afară de difuzori, care într-adevăr își umplu cu ceva programul, nu cu audiență, dar au un program ceva și atunci clădesc seara, sigur, în jur, mobilează seara în jurul meciului respectiv, dar altfel nimic. Nu înseamnă nimic această programare. Bun, deci am văzut, ni s-a comunicat, Antena 1 transmite Pandurii cu Steaua în etapa a doua. Ne întoarcem la meciul de la Trențin, pe care Steaua îl susține în această seară, un meci într-adevăr capital, dar știm că Steaua a tot trecut de fiecare dată prin astfel de obstacole, echipe modeste întâlnite în miezul verii, cu returul la București de cele mai multe ori, și pe care Steaua l-a eliminat cu cerbicie până acum, ani și ani la rândul, cu excepția bulgarilor de la Ludogoreț Razgrad, care au eliminat Steaua într-un mod dramatic la penaltiuri cu moți în poartă ediția trecută. Steaua nu s-a împiedicat practic niciodată cu astfel de echipe mărunte. Martin Sevela este antrenor la Trențin, conform Digi Sport, care nu va transmite partida, meciul este pe Pro TV în această seară. Semrineț este în poartă la Trențin, Madu, Kleșnik, Rudinici, Gugli, Lobotka, Bero, Ibrahim, Jairu, Wesley și Van Kessel. Să nu fie Van Kessel ăla care a jucat pe la Arles Avignon. E posibil. Era olandez ăla, i-a marcat lui OM odată două goluri într-un amical, Van Kessel. Steaua, cu Jocaru, Pop, Tamaș, Varela, Toșca, așa zice Digi Sport, Muniru, Neagu, Popa, Stanciu, Chipciu și Iancu, fără antrenor, director sportiv Mirel Rădoi. Slabă echipă, Popa, Stanciu, Chipciu și Iancu nu dai gol nici la Trențin. În orice caz, maximum un gol, într-o chestie așa, o eroare, ceva, nu știu, Chipciu, într-o eroare, nu este. Tade nu apare, dar s-ar putea să joace totuși, pentru că deja presa de la noi se îndoiește un pic, având în vedere forma foarte slabă a atacului Stelei. Am văzut șușoteli cum că Tade, adus acum de la CFR Cluj și care a și marcat în prima etapă pentru CFR, că va putea juca chiar titular dacă Rădoi se mai răzgândește până atunci. Ne întoarcem după o pauză. Ora 2:20 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Vorbim un pic și despre ce se mai transferă și ce mai mișcă în fotbalul românesc. Se vorbește de Astra, care știți că avea iarăși jucători de oferit Stelei ca de fiecare dată. Foarte mari șanse ca Alibec să fie vândut Stelei alături de Dea Morim. Este o informație care circulă de vreo câteva luni. Pentru 1,5 milioane de euro, dacă Becali va accepta să plătească și taxele către stat. Mai 1,5 milioane de euro împreună, ăștia doi. Dați seama ce valoare au. Doi jucători împreună la 1,5 milioane. Ăsta e fotbalul românesc. Cu banii ăștia, Astra s-ar declara mulțumită. E bine, Astra a urmat să-l aducă pe croatul Ivan Krastanovic, 32 de ani. Interesant. Până la meciul din etapa a doua cu ASEA Târgu Mureș. Speră să-l aducă. Ăsta a marcat, se spune aici, peste tot pe unde a jucat. N-a evoluat chiar în marile campionate ale lumii, iar 1,92 m ar semna pe un singur an cu Astra, cu opțiune din partea clubului pentru încă unul. Unde a evoluat? La NK Zagreb, de exemplu, unde a marcat de 32 de ori, spune Digi, în 81 de meciuri. Pe care a evoluat la Dinamo Zagreb. Se pare că acolo nu înseamnă trădare dacă treci de la NK la Dinamo. 44 de meciuri, a dat 31 de goluri pentru ăștia.
iar între 2013 și 2015 a fost folosit de 35 de ori în echipa celor de la Rijeka, într-un an și jumătate, și a punctat de 11 ori. E, acum aș vrea să-l informez pe Șumudică să mă mai întrebe și pe mine când e. Ăsta e deci atacantul de care nu vrea el să ne spună. Rijeka, îl informez, prea plecat pe Marius Șumudică, este echipa soră a lui Olympique Marseille, clubul fiind înfrățit cu această echipă din nordul Croației. Deci dacă acest Krstanović, care a jucat la Rijeka un an și jumătate, a fi fost culă, era astăzi la OM, nu la Astra Giurgiu. Asta totuși trebuie să știe Șumudică, pentru că în acest parteneriat al clubului din Marseille cu Rijeka este trecut ferm și acest lucru. Orice jucător, indiferent de post sau de naționalitate, care evoluează la Rijeka, poate să fie adus de Olympique Marseille cu prioritate absolută. Deci nu este niciun club în lume care să aibă dreptul să-l achiziționeze dacă vrea să-l ia OM. Ăsta e parteneriatul. Dar printre altele, sigur că și OM trimite material, trimite logistică, și sigur și jucători împrumut, dacă e cazul, deocamdată nu s-a întâmplat, către Rijeka. Fiecare club sigur are avantajul, dar OM are așadar prioritate la opțiunea de cumpărare a oricărui jucător de la Rijeka. E bine, nici vorbă de Ivan Krstanović ăsta. Deocamdată, de când există acest parteneriat între Marseille și Rijeka, adică de vreo 3-4 ani, niciun jucător croat n-a ajuns la OM. Ăsta e și golgheterul campionatului cu 19 goluri în 2011. Înseamnă că nu e așa sculă. Asta vreau să-l informez totuși pe Șumudică. Poate că pentru Astra să fie bun, sigur. Campionatul României este la nivelul campionatului croat. Cred că un pic mai slab totuși al nostru. Krstanović a fost la un pat să semneze pentru echipa indoneziană Persib Bandung. Ho-ho! Păi asta e în Sumatra. Însă tratativele s-au prelungit prea mult, senzațional. Iar Ivan și-ar dori să mai degrabă să rămână în Europa. A, păi bun, să trăiască și cei de la Digi că ne-au dat această informație. Vedeți, bă, că am avut dreptate. De asta n-a venit, mă, da, ok. Dacă vrea să ajungă la Bandung, asta e lângă Palembang, în Sumatra. Nu departe de zona epicentrului acelui cutremur care a băgat insula Sumatra, o insulă imensă, de altfel, cu câțiva centimetri sub apele Oceanului Indian, în 2004, de Crăciun. Tsunamiul a făcut atunci peste 300.000 de victime în două sau trei continente. Deci, acolo s-ar duce, sau era să se ducă Krstanović ăsta, dar până la urmă va veni la Giurgiu. Cum e, bă, să ai de ales ca fotbalist, Dumnezeule, între Giurgiu și Bandung în Indonezia? E, Giurgiu, sigur, e la fel de exotic ca și Bandung asta. A, ok, da, deci vedeți că nu suntem tâmpiți, adică ăștia noi la OM. E, de asta, bă, nu l-am luat pe Krstanović, ok. Deci el trebuia să ajungă la Persib Bandung în Indonezia. Indonezia, vă reamintesc, nu s-a calificat niciodată în istoria ei nicăieri. A niciun turneu final de nimic, nici în Asia, nici în campionatul mondial, absolut nicăieri. Are un fotbal lamentabil. A, ok, ăsta se ducea acolo, era golgheterul campionatului în Indonezia, nu mă îndoiesc. 1,92 m. Probabil genul se lovește des mingea de el, dar e clar că tehnică nu prea are. Îi urăm succes, sigur, Astrei, pentru că au mai fost jucători care, uite și Tade ăsta. Până la urmă, Cyril Tereo, pe care sigur l-am tot blamat noi că era o loază, într-adevăr, n-a fost chiar așa. Sigur a demonstrat în Italia că era un jucător bun. Da, bun, sigur, la echipe mici. E adevărat asta, trebuie precizat, dar într-adevăr a fost o găselniță bună atunci pentru Steaua, care l-a ținut totuși prea puțin, trebuia să-l țină o viață întreagă. În condițiile astea, el demonstrând în campionatul italian că la echipe mici, încă o dată, și-a făcut treaba. În Franța n-a ajuns însă să joace niciodată. Bun, ok, să mai înșală și francezii, sigur, și Pauleta a fost așa. N-a jucat niciodată în cariera lui în prima ligă din Portugalia,
deși avea să ajungă golgheter all-time al Naționalei Portugaliei. A fost între timp depășit de Cristiano Ronaldo, dar până la Ronaldo era Pauleta. E bine, acesta n-a jucat niciodată, nici măcar la frageda pruncie în prima ligă portugheză. A fost luat din ligile inferioare și dus în Spania la pachet. Ca pe o găină l-au pus pe tren. Și a ajuns să joace în Spania și după aia a devenit un idol la Paris Saint-Germain și așa mai departe. Deci sigur că și cu TRO, care n-a jucat niciodată în prima ligă franceză, niciodată în viața lui, poate că s-a comis această eroare. Acum poate că francezii nu și-l mai pot permite. O echipă medie din Franța care avea nevoie de un TRO categoric, un Caen, de exemplu, un Lorient, un Bastia, asta foarte bine lui TRO la Bastia, nu și-l mai pot permite. Tade ăsta, nu știu, într-o mai mică măsură, dar poate că și el să fie un jucător interesant. Așa, deci ne scrie corespondentul despre Strătilă, care și-ar fi prelungit contractul cu UTA. Bun, ăștia nu sunt în prima ligă UTA. Bun, asta este. E un jucător faimos, să înțeleg, acest Strătilă, care și-a prelungit deci contractul cu UTA, dar nu este un jucător de primă divizie. Țin minte din discuția pe care am avut-o zilele trecute cu Marius Șumudică, el era optimist că vor achiziționa un atacant și că acesta va face mare vâlvă în campionatul României, un atacant bun. Nu vrea să ne spună de unde vine, se pare că ăsta ar fi, de la Rijeka din Croația, Krastanović ăsta, să vedem. Gigi Becali anunță și alte transferuri la Steaua, spune DigiSport, poate înainte de play-off, poate după, mai mult până acolo, bă, Gigi, ești belea, mai mult până în play-off, asta ar trebui să treceți de două tururi până să ajungeți acolo. Trei tururi dacă vreți să treceți și de play-off la lotul pe care l-are Steaua, pare greu de realizat. Dacă și de data asta Steaua ajunge în grupele Ligii Campionilor, reușește să-și străbată cu bine propria vară, ar fi într-adevăr o mare, mare surpriză. Chiar la echipele astea care nu sunt nemaipomenite prin tururile preliminare, nu văd cu ce le-ar fi Steaua superioară. Tuia de la Trenzin, de exemplu, sau alții ca ei, care vor juca poate cu Steaua în următoarele faze, tururile 3 sau play-off, nu stau să se uite la istoria Stelei. Aia, nu știu, Trenzin, aia, habar n-au unde vine Steaua. Dacă li se spune că e în Ungaria, e în Ungaria, cred că e. Deci, stați liniștiți că habar n-au jucătorii de la Trenzin de treaba asta. Deci, vor juca cu Steaua de la egal la egal, la ce lot are Steaua, cât de slab trebuie să fii tu ca echipă și ăia de la Trenzin. Ce echipă e asta, mă, dacă te scoate Steaua asta lui Rădoi? Cu nimeni. Ce lot e asta, mă? Tu joci cu Tama, joci cu Toșca, joci cu Muniru, joci cu Neagu, joci cu Iancu, joci cu Stanciu. Cum să te califici, bă, în Liga Campionilor cu ăștia, Dumnezeule? Vă dați seama ce eroare ar fi de casting și de strategie a UEFA? Păi vor rămâne pe din afară echipe monumentale, mă. Rămâne Manchester United pe afară, mă. Rămâne Lazio, rămâne Monaco, rămâne Bayer Leverkusen. Și o să se ducă Steaua cu un traseu sigur de alt calibru, dar nu contează. Cu ăștia, mă, fraților, ar fi de râsul lumii, într-adevăr, ca adversar. Ce jucător pot să fie și la ăia, la Trenzin sau cu cine m-am mai jucat Steaua? Iarăși cu Ludogoreț, probabil. Totdeauna Steaua joacă cu unguri sau cu bulgari. Astea sunt bătute în cuie. Cât de slab să fii, bă? Bă, joacă cu video tot în turul următor. Totuși cazonit. Amicul meu, da? Și totuși un pic peste Rădoi, mă. Un pic peste Rădoi. A, nu se poate, bă, așa ceva. Chiar că nu se poate, vorba lui Neaovidiu. Într-adevăr, astăzi, ca să camufleze un pic această mega înfrângere a sa, faptul că nu poate televiza meciul Stelei, DigiSport dă Supercupa Ucrainei, unde va fi furat Nea Mircea în duelul cu cei de la Dinamo Kiev. Lucescu, antrenor istoric, evident, la Shakhtar Donetsk, antrenorul secolului la Donetsk, antrenorul mileniului, Dumnezeu istoriei lui Shakhtar,
se va confrunta astăzi pe Digisport 1 de la ora 21 cu Dinamo Kiev, eternul lui meci, acest Steaua Dinamo al Ucrainei pe care Lucescu l-a trăit pe bancă de sute și mii de ori. Nimeni nu mai știe de câte ori a jucat el cu Dinamo Kiev. A jucat inclusiv în cupele europene cu ei. A jucat în campionat, a jucat în cupă, a jucat în supercupă, a jucat în imaginație cu ei de nenumărate ori. Meciuri pe la tribunale, meciuri prin cârjme, meciuri prin avioane, meciuri pe PlayStation. Lucescu s-a confruntat cu Dinamo. Coșmarul vieții lui a fost acest Dinamo Kiev. Până la urmă, pentru că de perioada lui securistă în România, când antrena echipa miliției și, sigur, mare măsură și a securității care era Dinamo, în perioada respectivă s-a uitat. Antrenorul lui Shakhtar, de o veșnicie, tu spune că pleacă, tu spune că se termină, că îl lasă la un moment dat, ca să se ducă în Turcia, evident, sau să se retragă. Lucescu totuși nu e tipul de antrenor, atenție, ați observat, care să meargă, de exemplu, pe un pogon de bani, să zicem 5 milioane de euro pe lună, în Qatar, în Emirate, în Arabia Saudită, cum ar fi totuși Nea Mircea, au superstar, evident, superstar, să se ducă în zona golfului. Deci minimum 5 milioane de euro pe lună ar fi salariul lui. Presa din România încântată de parcă iar lua banii ăștia, nu Nea Mircea, cât îi dau ăia, bineînțeles, mă, lui pe Lucescu, în golf, sigur că îi dai, mă, 5 milioane de euro pe lună, numai ca să te uiți la el și deja ești câștigat. A, este un Dumnezeu, e ca și cum ai avea un urs grizzly în bucătărie. Deci evident că te duci și îi dai banul ăsta, dar Nea Mircea totuși nu. N-a fost interesat de câștigul ăsta atât de facil. Ama, hai să ne înțelegem. Lucescu, dacă stă 10 ani în golf, dar desfințează toate cupele alea ale Asiei și Orientului Mijlociu și Orientului Apropiat, Cupa Regelui, Cupa Șahin Șahului, cupa, le câștigă pe toate. Deci lasă 10 ani acolo să-și aducă el toți brazilienii de pe rând, așa, să facă în golf. Da, deci tot ce s-a inventat acolo ar câștiga. Și găsește el o echipă la un moment dat să instalează el undeva, chiar dacă suntem conștienți peste 10 ani se apropie de 80 de ani. Dar mă rog, n-are importanța asta, va câștiga tot. Deci dacă ești mare amator de fotbal și om de bani grămadă, mare prinț sau mare emir în zona asta, îl iei pe Lucescu, îi dai 5 milioane de euro pe lună, neto, și îți vine, mă, să duce la un moment dat, n-are ce, banii ăștia nu poate să-i refuze. Da? Asta înseamnă 60 de milioane de euro neto pe an. Să-i dai lui Lucescu și să câștigă tot ce s-a inventat vreodată în golf. Îi descalță pe toți aia. Asta, n-au aia cum să-i facă față. Păi dai numai când scoate el statisticile aia de vocabular, de caiete de alea cu spirală. El a inventat și caietele și statisticile. Da? Din banii lui s-a inventat și spirala la caiete. Dunga aia roșie de la vocabular e tot inventată de el. Cum să-i reziste mă aia în golf? Pauză și ne întoarcem. Ce vă spălați pe cap? Cu oțet. Dar de ce? De mere. 11 metri. 100% natural. Trecem la tenis, dragi prieteni, turneul de la București, care ne pasionează, pentru că sunt fete multe și am înțeles că multe românce. Am urmărit și ieri rezultatele din calificări și din primul tur. Astăzi iară se joacă pe rupte. Nu știu dacă ploaia a afectat și zona arenelor, dar o să ne spună Narcis Drejan, care este acolo, practic are deja în carnetul său de adrese alfabetic notat numele tuturor fetelor interesante, cum ar fi făcut și Ion Crăciunescu dacă s-ar fi ocupat de tenis. Bună ziua, Narcis! Salutare, Radu! Așa este, tocmai chiar acum a trecut pe lângă mine Andrei Amitu, a terminat antrenamentul, se pregătește de meciul pe care îl va juca imediat după ce va câștiga probabil Monica Niculescu, care 5-0 distruge pur și simplu în acest moment pe Ana Bogdan. E un meci clar pe care îl va câștiga fără probleme Monica Niculescu. E și un stil diferit. E meci din turul 1, da, să spunem. Meciul din turul 1. Da, așa este, în turul 1. Păi sunt meciuri doar din turul 1 astăzi. El s-a jucat 4 meciuri în turul 1, se mai joacă și astăzi încă 4 din turul 1, plus niște meciuri la dublu o să avem astăzi. Așa, deci avem în momentul de față Șmiedlova cu Iani, da,
6-1-5-2. Da. Smiedlova servește pentru meci, jucătoare din Slovacia o va învinge pe Roberta Iani din Ungaria. Bondarenko din Ucraina cu Per din Israel, 6-2-2-1. Așa. Avem prietena ta Martici din Croația, care a pierdut primul set cu Kovinic din Muntenegru. O știi și pe asta, că ai mai văzut-o. Și Danca Kovinic a jucat și anul trecut, a fost la București, a ajuns până în turul 3, până în optim, a jucat optim de finală. A pierdut, dacă nu mă înșel, a bătut pe Carine Knap atunci, monstru la italian, a bătut pe Carine Knap și a pierdut în fața lui Roberta Vinci, cea care avea să joace și finala cu Simona Halep atunci. Deci Kovinic are 6-3-2-0 cu Martic, Niculescu are 5-1 cu Ana Bogdan, între timp Ana a câștigat un game. Primul ei game este 5-1, urmează Alertova cu Dinu, Cristina Dinu, care a câștigat ieri cu Iaroslava Jvedova în două seturi. Cea mai mare surpriză, da, să știi, de aici, pentru că Jvedova era principala favorită de la, din calificări. Nimeni nu se aștepta, mai ales că Cristina Dinu nu este o jucătoare, să zicem. Că nu, cred că și la ea este... Nu, nu e primul turneu, a mai jucat turneu WTA. Patricia Sig, în schimb, a jucat primul ei turneu WTA ieri. Primul ei meci în WTA și a bătut-o pe Silvia Solvay-Spinoza după ce a abandonat. 6-4, primul set a fost foarte bun. A pus accidentat Silvia Solvay-Spinoza la scor de 3-1, a simțit o durere foarte puternică la umăr și s-a retras. E cea mai mare surpriză de știrea de până acum, pentru că nimeni nu s-a aștepta ca Patricia Sig la primul ei meci să câștige în fața unea dintre favorite. Dacă nu mă înșel, Silvia Solvay-Spinoza era favorită numărul 6 sau 7 la acest turneu București Bere de Opa. Da, deci mai avem... Avem și Simona Halep, să știi, aici. A venit. Asta chiar lângă loja mea, dar să știi că nu mai face poze cu nimeni și a luat două gorile uriașe după ea. Mm-hmm. Era cu Alina Tecșor, a venit și Țiria cu Hărădău lângă ea. La un moment dat Halep îi zice lui Simona Halep, dar tu îl cunoști pe Titi Hărădău. Uite-l aici lângă mine pe Hărădău. Și a dat din cap, așa că îl cunoaște, că știe. Adică a întrebat-o Țiriac. Țiriac stând lângă Hărădău. Și în loja, imediat lângă ea, practic, eram eu într-o lojă, lângă Țiriac, alături Simona Halep cu Alina Tecșor. Și l-a întrebat pe... A început să facă tot felul de glume legate de arbitru. I-a zis că e orb, că nu vede bine fazele la Ana Bogdan, că nu vede bine tușele. Era destul de bine dispus în... În loja asta, dar până la 3-0 pentru Monica Niculescu, la fel și Simona Halep. Au văzut foarte mulți copii, au venit când au văzut-o în tribună, în loja, acolo au venit să-și facă poze cu ea, însă au fost opriți imediat de două gorile uriașe care erau în spatele Simonei Halep. Deci, de tipul, adio, de tipul Gigi Becali, gorilele. Exact, da. Mai, da, cam așa sunt, da, exact. Cred că sunt chiar din gașca lui Gigi. Sigur. Că e foarte, foarte posibil să fie adevărat, da. Restul sunt ok, dar uite, probabil că după ce a apărut danezul ăla care începuse să o amenințe și probabil că s-a săturat și el, la un moment dat, acum mă gândesc, s-a săturat și el să tot dea autografe, atâtea poze, e asaltată de peste tot. Mai ales că mâine Kids Day, pentru unde Simona Halep va juca tenis cu niște copii, trebuie spus că nu se ține aici, se va ține la Centrul Național de Tenis. Probabil se bazează că vor veni foarte, foarte puțini oameni să facă lucrul ăsta. Deci e din ce în ce mai greu accesibilă publicului. Așa. Între timp, Smiedlova a bătut-o pe Reca Iani 6-1, 6-2 și s-a calificat în turul 2. Niculescu, da, care o bătuse pe Buzărnescu. Pe Buzărnescu ieri, era Buzărnescu, da. Niculescu a mai pierdut un game, este 5-2 cu Ana Bogdan în setul 1. Înseamnă că arbitru totuși începe să vadă tușele la Ana Bogdan. Începe să vadă tușele, da. Da. Să știi că o jucătoare interesantă, dar e foarte, foarte greu. Monica Niculescu chiar e pe vară acum. Monica Niculescu arată din ce în ce mai bine și cred eu, până la sfârșitul anului, cred că prinde top 20 pentru că o ajută foarte, foarte mult suprafața hard din Statele Unite ale Americii. Ea nu știe să joace decât așa, chiar cu toate mingile liftate? Da, absolut, e singurul ăsta, e forehand-ul ei, ăsta este forehand-ul liftat cu slice, ăsta este, nu știe. Să știi că și Țiriac a pus întrebarea asta lui Hărădău, i-a zis la un moment dat, bă, dar asta nu mai așa joacă cu dreapta asta, fiind la doi pași de mine auzeam absolut tot. Așa. Nu venea să creadă lui Țiriac, că de seama
că absolut orice retur al ministrului Niculescu vine din... Nu-i spune nimeni chestia asta, într-adevăr, acolo. Poți să dai 50 pe meci, dar nu poți să dai 500. Da, i-a spus Mats Wilander, după ce s-a calificat în optimile de la Wimbledon, a chemat-o la el acolo, a invitat-o și a avut o discuție vreo 10-15 minute cu ea și chiar el a spus că n-a văzut în viața lui și i-a spus mai bine ar trebui să-ți patentezi lovitura asta, pentru că e o lovitură originală, o lovitură pe care n-am spus la niciun jucător în lume, așa, în istoria tenisului. Și a vorbit și ea și spunea că așa a învățat-o, că de fapt e de la o lovitură a cotului, de la o formă a cotului, cum și-a format ea lovitura și nu poate să lovească altfel. Aha. Așa a învățat la Slatina, are același antrenor, Monica Niculescu, de la Slatina, îl are și astăzi. De când s-a apucat de tenis, n-a schimbat niciodată antrenorul Monica Niculescu. Ah, interesant. Da, un băiat de la Slatina, îmi scap acum numele lui, dar nu l-a schimbat niciodată. Care și ar fi putut să fie? A văzut că are calitate, mai ales că fizicul ei chiar este, nu o fi frumusețea pământului, dar ca fizic, ca aspect pentru tenis, eu cred că are cei mai bine lucrat mușchi, poți să faci anatomie în tenis, să predai lecții de tenis pe fizicul Monica Niculescu. Și au văzut că există calitate și atunci au trebuit să lucreze cumva cu dreapta aia, că un forehand normal n-ar fi avut. Și atunci s-a bazat foarte mult pe acest lift slice-at în forehand, care pur și simplu cade foarte, foarte greu în fața adversarului și de multe ori vine mingea învârtită, schimbă poziția, cade chiar în față, e foarte, foarte greu de returnat. Dacă te uiți la toate meciurile, vedea că toate adversarele, chiar și Serena Williams când a jucat cu ea, deși a bătut, spunea că e foarte, foarte greu să anticipezi unde lovește Monica Niculescu. Da, am văzut-o cu Timea Bacinski, i-a luat totuși Timei Bacinski un set până să se obișnuiască, i-a dat 6-1 Niculescu la Wimbledon, după care a rupt-o aia cu bătaia. Sigur. Asta e, până la urmă înveți. Uite și acum, că ne uităm la Ana Bogdan, că Ana Bogdan la un moment dat a început să își bage toate cele când a văzut că nu iese deloc, era 5-0. La fel, până la urmă înveți, ușor, ușor, dar e posibil să înveți prea târziu, știi? Și să pierzi. În numele corespondentului care îmi trimite acum un mesaj, fără să-l citesc, știu ce vrea să mă întrebe, putea să fie totuși, asta e întrebarea pe care ți-o pun eu și cu corespondentul, tot ai pomenit de Slatina și de antrenorul Monica Niculescu, ar fi putut antrenorul ăsta al Monicăi Niculescu să antreneze și pe Mădălina Ghenea? A, clar, categoric. Și cu siguranță ar fi devenit cunoscută... Asta e, mă, am nimerit-o. Deci acum am deschis, asta așa e, am deschis mesajul, asta era întrebarea. Da, nu, fii sigur. Și cu siguranță ar fi învățat-o să lovească mult mai bine forehand-ul, probabil, decât l-a lovit ea cu Gerard Butler și ceilalți, știi? Așa, da, asta era, sigur, era o întrebare care conținea până la urmă și niște detalii de-astea cu cocos, cu copra. Acum trebuie să știe corespondentul că a fost în Sri Lanka, acolo se mănâncă copra, adică miezul nucii de cocos. Da, exact, da. Simona Halep nu știe foarte bine, pentru că ea nu face prăjituri decât în reclame, nu le face și în realitate. Da, și în Dominicană se mănâncă, să știi. Așa, sigur, evident. Nu toate țările... Vine poștinașul, stai cu maceta, stai în patru și spune, nu bea doar sucul. Exact. Ea mănâncă și exact. Coaja, că e foarte bun miezul ăla, e mai sănătos. Da, dar să știi că cel mai mare exportator de copra asta, care o găsești prin toate prăjiturile și prin toate cofetăriile de scursură, deci cel mai mare exportator sunt insulele Fiji. Deci Fiji, tu te duci la Slatina, de exemplu, mănânci o prăjitură de aia împuțită la o cofetărie de pe vremea lui Ceaușescu și atenție, nu ca aia de cocos, alea două bucățele cât pune ăla, da? E din Fiji, bă. Da, glazura aia de cocos. Da, pentru că aia nu poți să fie de aici, nu poți să o faci în Slatina, că de unde nucă de cocos, da? Și aia se cumpără în pliculețe, se duce din China, nu contează de unde, cu vaporul, dar ele sunt din insulele Fiji, mă, deci Fiji exportă 90% din nuca de cocos, din miezul nucii de cocos pe planetă. Da? Oriunde te duce, în orice țară, mănânci rahatul ăla de glazură, într-adevăr, de zici că e zahăr vanilat, așa? E, copra aia, o vezi pe Kürtășkola, că o mănânci pe pâine, că o mănânci pe croissant, că o mănânci pe prăjitură, băi, din Fiji. Da, vine de acolo, exact. Fabulos acest lucru, fabulos. Da? Tot așa cum 90% din zahărul brun
de pe planetă este din Mauritius. Tot așa și copra asta vine din insulele Fiji. Așa și Mauritius cu zahărul brun. Și zahărul ăla, te duci să bei o cafea în gară la Tecuci. Da? Și zici, n-aveți zahăr brun. N-aveți zahăr, mă, și-ți dă aia, nu știe ce aia. Zahărul ăla care nu e alb, îi zici tu. Îți aduce după aia pliculețul ăla amărât, pe care scrie în românește, maghiară, nu știu ce. Ei bine, conținutul este din Mauritius, care produce peste Cuba, peste toată America Latină și Centrală, acel zahăr dumnezeiesc în esență, după aia, sigur, preluat de toate țările lumii și pus în pliculețe, dar el este adus din Mauritius, tot. Da? Ei se ocupă cu a deservi planeta cu zahărul brun, exact cum la copra asta, toată, bă, deci cu ei de la Bârlad, cu ei de la Paris, i-ai tot e în Fiji. Fiji, da. 90%, bun, 10% o fi și de la... Și, joacă rugby și... Taie nucă de cocos. Taie nucă de cocos, da, da, da. Da, da, de acolo maceta e cum e furculița la noi în casă. Așa, bun, 10% o fi și din Dominicana ta sau din Sri Lanka corespondentului, dar ai prins mai greu, 10% înseamnă puțin la nivel global. Exact. Prins puțin, deci, totuși. Trecea de zahăr în toată, la fel, cel mai mare importator pentru zona Americii e Dominicana de trecere de zahăr, e plină țara de trecere de zahăr. Absolut. Aia fac în pauză, joacă baseball și taie trecere de zahăr. La câini, e? Exact. Taie la câini, la ei câinii asta mănâncă. Frunză de trestie de zahăr. Frunză de trestie de zahăr, da, da. Eu am băut, să știi, în Madeira, sucul ăleia, deci îți lua unul din curte, ca porumbul arată, îți lua o chestie din aia și ți-o tăia la măduvă și ți-o punea în pahar. Îți curgea din, da, exact. Exact. Așa și în Dominicană, te așteptau aia pentru... Așa. Dai cât voiai tu, nu trebuia să le plătești cine știe cât. Dai 50 de cenți. Așa. Sau un dolar și îți dădea ăla, îți umplea... Bun, asta e în Dominicană, care e un fel de Grecie, nu? În Madeira îți dădea bun, da? Da. Îți tăia ăla, ți-o punea într-un pahar și dădeai. Păi nu, că sunt haitiene aia care ți-o taie. A, sigur, sigur, aia. Haitienii care cei mai sărași, ei n-au ce fac în țara aia. Și așa vin în Dominicană și taie trește de zahăr. La câini. Dacă îți rezistă, da, rezistă 25 de ani pe locul ăla, li se dă și casă de către statul dominican, sunt tot acolo. Dacă rezist 25 de ani, deși condiții sunt incredibile, se taie aia mâini, se lovesc în ultimul an. Da, da, știu. Condiții incredibile. Așa. Așa, și asta spun, în Madeira, deci îți dădea ăla în pahar, eu luam de aia de 2 euro, era pahar și de 5 euro, dar prea multă era. Și vreau să spun pentru cei care n-au băut, dar ne ascultă acum salivând, asta e un lichid așa cumva viscos, foarte dulce, adică este mai dulce decât orice tip de zahăr, da? E cum mâncau pe vremuri românii pâine cu zahăr, dar e mult mai dulce. Deci este ceva insuportabil, asta vreau să spun, insuportabil, un gust mai dulce decât orice și poți să bei așa un pic, dar după aia îți rămâne așa cumva pe trahee. Știe corespondentul cum e cu... Cum aveam, se strânge mucoasă în gât. Da, așa, așa, ai așa un pic de jenă, dar și că e foarte sănătos dacă bei puțin pe zi. Adică să bei... Nu poți un pahar de ăla de 200 grame, n-ai cum. Nu, dar și că dacă bei un degetar din ăla, nu mor niciodată. Adică, pe lângă faptul că tot necesarul de dulce pe zi ți l-ai asigurat, el are și efecte dintre astea, povesteau ăia acolo, tăietorii adevărați de trestie, că este extraordinară chestia aia, dacă reușești să bei în fiecare zi un degetar de ăla. Este ca o miere dintre aia adusă din Noua Zeelandă sau de nu știu unde. Mierea aia pură, da. Absolută. Mi-am luat eu odată un borcan din ăla 2-3 milioane din Noua Zeelandă. Da, atunci când am fost pe moarte, m-am dus la spital, mi-au spus să ia, nu vă mai poate salva nimic, domnul Banciu, sunteți mort. Trebuie să vă luați miere din Noua Zeelandă, miere de Manuka, și am comandat printr-o farmacie, mi-au adus-o în 3 săptămâni direct din Noua Zeelandă, o miere neagră ca zmoala, da? Deci eu am tușit vreo 5 luni la rând, dar nu mai puteam nici să respir, în fine, ți-am zis, am fost mort, m-au dus, mi-au făcut analize, au zis, sunteți ca și mort, așa. Cum ai tu reclama aia cu fotbalul românesc, e ca și mort? Așa am fost și eu. Da. Și mi-au zis că nu m-am mierea asta. Bă, am băut borganul, am mâncat, nu știu, că era așa un lichid cumva, ți-ai zis, smoală lichidă, neagră, n-avea gust de miere, avea gust de lemne adunate în șură.
cam așa. Da, da. Dar ci că pură absolut, deci albine care numai asta fac, atenție, albine care nu adună decât miere de manuca, nu se duc pe alte flori. De asta se adună din vârful unui copac. Ai văzut, da. N-au voie când se duc, chiar și, hai să le zicem, chiar și ăsta de pe Piața Neagră și braconierii se duc și mulți dintre ei sunt atât de șmecheri că nu taie cu totul stupul. Lasă cam jumătate sau măcar lasă o bucată pentru că albinele vin și regenerează acolo și construiesc din nou și cam într-un an poți să ia și miere de manuca. Am văzut un documentar incredibil, veneau, mergeau cu, luau niște tutun și le dau drumul la foc și la fum, vrea să fum foarte, foarte mult ca să plece de acolo albinele și tăiau bucățile alea și băgau toată mierea aia, o băgau în niște coșuri speciale și spuneau că din 4-5 coșuri din alea trăiau cam 5-6 luni, dacă zine. Da, evident, dar nu, dar aia ci că este cea mai bună, cel mai bun aliment de pe planetă, deci mie așa mi-au zis. Aia era singurul refugiu, bă, și de atunci n-am mai fost răcit, vreau să spun, nici o zi. Da, deci n-am mai avut... Bine de știut. Da, deci am mâncat borcanul ăla, aveai voie să iei maximum 2 linguri sau nu știu cât pe zi. Practic mi-a spus doctorul, bă, în rest, dacă mai vreți să mai mâncați ceva, bine, dacă nu, nu-i necesar. Deci luați-vă lingurile alea, de 2 ori seara n-aveai voie, că nu mai puteai să dormi. Una dimineața, una la prânz și nu mai aveai nevoie de nimic. Deci aia asigura organismului absolut orice. Tot, mă. Tot ce trebuia. Proteine, glucide, lipide, minerale, era în regulă. Da? Bă, după ce am terminat borcanul ăla, n-am mai avut nicio problemă, nici de respirat, nici de s-a terminat. Probabil că aia te imunizează pentru toată viața. Dacă da, vezi că mai ai probleme... 20 de ani sigur nu mai ai. Da, e bine că n-ai devenit dependent de ea, de seama că de acum toți românii care o să aibă probleme cu răceala, acum o să începe să caute... E destul de greu, că ți-am spus, aduce cu comandă, costă mult, nu-și permit românii. Știu, e foarte scumpă, dar da. Da. Peste 2 milioane un borcan din ăla, nu? Trece la fervec și la europeni și zice la asta, că e mai ușor așa. Evident, nu, e scumpă și vine greu, da. Vine greu, e sigilată, îți arată acolo tot felul de timbre pe ea, că n-a fost niciodată desfăcută, că e adevărata miere de manuca, adică se vedea după cutia în care mi-a adus-o că-i de acolo. Nu era niciun dubiu, nu era de-asta contrafăcută pe la rovinari, da? Pe la turceni rovinari, nu, era miere de manuca, tată. Bun. Să ne întoarcem un pic la tenis, deci Miedlova a bătut-o pe Reca Iani 6-1-6-2, Bondarenko per 6-2-4-3, Kovinici Martici e gata 6-3-5-2, servește Kovinici pentru meci și Niculescu 6-2 primul set cu Bogdan. Da, urmează acum setul al doilea, o să câștige Tanișeu fără probleme și pe asta, fără probleme. Bun, printre fetele care joacă astăzi, Alexandra Dulgheru cu chinezoaica Zhang, Mitu spuneai cu Bec, așa, da, Dinu cu Alertova. Da, și mai este diseară Sorana Cârstea cu Karatanceva din Bulgaria. Astea ultimul sunt, da. Ultimul meci al zilei, da, da. Ultimul meci al zilei și mai sunt la dublu. Joacă, dacă nu mă înșel, și în sfeturi astăzi Zerina Bogdan cu Alexandra Cadanțu, tocmai le-am văzut la antrenament mai devreme, deci cred că au meci astăzi dacă s-au antrenat. S-a început seara cu antrenamentul. Mitu tocmai a terminat și antrenamentul și cam astea sunt în momentul de fapt. Urmează o să intru și acum pe terenul 1 și 2 să văd ce meciuri urmează pentru că nu pot să intru să vorbesc la telefon că imediat se uită lumea la mine, deși vreau să spun că la un moment dat am văzut-o pe una, dacă ai știut Adule ce-i făcea, își pigulea prietenul pe picioare ca maimuțele, ca babuinii, pur și simplu. M-am rămas șocat. Mi-am uitat la ei, bă, dar ce dracu ați vindeai date? Așa e, să fie văzuți. Asta în junglă. Da. Așa e. Să fie văzuți, asta se face prin Haiti pe acolo. Exact. Dar și vreau să spun că multă lume asta, cred că sunt vreo 400-500 de oameni până acum la arenele BNR. În sfârșit, am aflat, probabil, s-a făcut și multă reclamă, s-a făcut... Și-au dat drumul și pe social media, au băgat la greu, haideți că a ieșit soarele, haideți veniți, să joacă 7 românce și au venit oameni, mai ales că intrarea e liberă, le-a și spus, până vineri e liber, fraților, nu trebuie să mai plătiți bilete, e liber, hai veniți și românului poți să-i dai și rahat în pungă, îl va lua, dacă e gratis, îl va lua și îl va și mânca, tot crezând că este un remediu împotriva răcelii sau mai știu eu ce boală. Da. Mulțumim, Narcis, pentru intervenție, să te duci să prinzi atunci finalul meciului
Monica Iniculescu, să mai vezi niște liftări de astea, niște revere liftate. Da. Că se pregătește de câștigarea primului game în setul 12 serviciu iar 40-15. Mulțumim, vorbim zilele viitoare, vedem ce se mai întâmplă. Da. Toate bune, 1-0 Monica Niculescu în setul al doilea cu Ana Bogdan. O să mai vorbim despre turneul de la București. Luăm o pauză și ne întoarcem. Metri. Să fie pace, ca să nu fie război. Nu departe de loja lui Ion Țiriac, care vedeți ce întrebări pune la vârsta lui. Mă, dar aia de ce joacă numai cu dreapta? Tu cunoști pe Rădău. Astea sunt întrebările lui Ion Țiriac. Vede că a ajuns și el un fel de Ion Iliescu. Bondarenko per este 1-1 la seturi 6-2-4-6. Niculescu 6-2-1-1 cu Ana Bogdan, care se pare că și ea un pic a început să gestioneze aceste revere tăiate ale Monicăi Niculescu. Începe meciul dintre slovaca Cucova și brazilianca Pereira, Cristina Cucova, numărul 133 în lume, cu Tatiana Pereira sau Teliana Pereira mai degrabă din Brazilia, numărul 83. Pereira asta a jucat și la Wimbledon și la Roland Garros, este interesantă jucătoare, este favorită să o bată pe Cucova. Ce se mai întâmplă? Kovinici are 3 mingi de meci pe serviciu său în fața croatei Petra Martic, cea care venise din calificări. E un rezultat normal. Danca Kovinici este numărul 90 în lume. Martic este numărul 141. Deci se respectă ierarhia în această partidă. O victorie care se prefigurează netă pentru jucătoarea din Muntenegru. 6-3, 6-4 în confruntarea cu favorita lui Narcis Drejan, Petra Martic. Monica Niculescu la serviciu în al treilea game al setului 2 cu Ana Bogdan. Sigur că până la urmă o va dovedi pe aceasta. Despre Mădălina Ghenea sigur am discutat. Cam asta ar putea să facă Mădălina Ghenea. În corespondentul crede că ea ar fi cea care pigulea. E, nu mai la nivelul ăsta. Pigulit revelioanele pe care le-a petrecut cu foștii noștri colegi la Sport Total FM acum nu știu câți ani, pentru că erau mulți slătineni pe aici, nu o să le mai dăm nume, că ci că asta îi dezavantajează în viață. În fine, da, au petrecut revelioane cu Mădălina Ghenea, care atunci era fată de scară, de bloc. Da, crăpa semințele în fața blocului la Slatina. Era atât de proastă, iertați-mă expresia, de nici măcar nu știa să se uite la televizor. Există și categoria asta de oameni, adică de tute, în sensul ăsta n-avea nicio activitate pe pământ. Singura activitate era să iasă în fața blocului, să trăiască din ce spunea oia de lângă ea. Dar fel specific pentru femeia asta de cartier, care în general iese seara în fața blocului ca să râdă, da, de ce spun alții, dacă mai are și o fustiță scurtă sau n-are deloc, cu atât mai bine, crapă și ea niște semințe acolo și face glume de-astea de ochiate cu ea de pe lângă ei, doar o apostrofează unul care trece cu mașina, da, sau o împroașcă cu noroi cu mașina, că intră într-o baltă și după aia o înjură și îi spune lucruri care nu se pot reda la radio, dacă au legătură cu frumusețea ei ulterioară. Deci asta e activitatea unei fete de genul ăsta. Așa a făcut și Mădălina Ghenea, pe care sigur odată a ajuns la București, a văzut-o unul pe stradă sau nu știu pe unde și s-a schimbat destinul. S-a terminat meciul dintre Kovinici și Martic, 6-3, 6-4. Ne întoarcem la fotbal. Campionatul Spaniei s-a tras la sorți, că la ei așa este. Prima etapă, până la urmă, nu se va desfășura în weekendul 15-16 august, așa cum era inițial prevăzut, ci pe următorul weekend, 23 august, 22-23 august. Prima etapă
are ca derby meciul dintre Barcelona și Athletic Bilbao. Exact cele care s-au întâlnit în ultima etapă a ediției trecute, când Barcelona a condus cu 2-0 și apoi s-a lăsat egalată de Bilbao. Sau nu, că n-a fost ăsta, pardon, greșesc. Nu, ăla era cu Coruña. Deportivo la Coruña a fost. Da. De blatul respectiv. Nu cu Bilbao. Bilbao n-avea legătură, a terminat undeva pe locul 6-7 campionatul. Pe la Coruña i-a salvat Barcelona. Da, asta spuneam, cu Deportivo la Coruña a fost. E bine, alte meciuri din prima etapă. Real Madrid, de exemplu, se va deplasa la Gijón, nou promovată. Celelalte nou promovate sunt Las Palmas și Real Betis Balompié, unde joacă și fostul marseiez, cum îl chema, Kadir, așa, algerianul, este la Real Betis. Las Palmas și Real Betis vor întâlni în prima etapă pe Atletico Madrid, respectiv pe Villarreal. Un alt meci interesant, derbiul andaluz dintre Malaga și Sevilla, tot în prima etapă. Campionat sigur care la noi va fi difuzat de Digi Sport, cel puțin în ediția care vine. După care am înțeles că, sau așa țineam noi minte, ar urma o licitație, pentru că sunt la sfârșit de contract, din ce știu eu, cei de la Digi cu Spania, peste un an. Dar oricum, deocamdată ei vor transmite. Uite că au și ei știrea cu, s-a stabilit țintarul primei etape din campionat, deci e semn că îl vor transmite. Adunarea generală a Federației Spaniole de Fotbal a stabilit campionatul. Așa, programul complet, să vedem, 22-23 august este prima etapă, Athletic Bilbao-Barcelona. A treia întâlnire a celor două echipe într-un interval de doar 9 zile. Asta pentru că Bilbao și Barça se vor duela în Supercupa Spaniei, trofeu ce se va decide în două manșe, atenție, pe 14 și respectiv 17 august, adică undeva vineri și luni se joacă Supercupa, interesant, după care vor juca și în campionat între ele. Barcelona a avut totdeauna relații bune cu echipele din țara bascilor. Au jucat mulți basci în istoria Barcelonei pentru echipa catalană. Dar nu zice nimic Digi aici. Hai să vedem dacă nu cumva mai jos. Iată programul primei etape. Nicăieri nu zice în textul ăsta că ei vor transmite meciurile. Demn de reținut este faptul că primul El Clasico se va disputa în data de 8 noiembrie pe Santiago Bernabeu, în timp ce returul este programat la data de 3 aprilie pe Camp Nou. E, aici aș băga mâna în foc că nu s-au tras la sorți. Pentru că, într-adevăr, orice țară civilizată așa se joacă. Astea sunt datele derbiului OM-PSG în fiecare an și în Franța. Totdeauna se joacă în noiembrie și aprilie. Da? Sau noiembrie și martie, sfârșitul martie. Exact la fel și în Spania. Deci, sigur că nu se poate trage la sorți chiar până la capăt, pentru că oamenii aia totuși bagă niște bani acolo. Nu poți să te duci să joci într-o perioadă nepropice din punct de vedere al climei. Sau mai să zicem că în Spania clima e un pic mai blândă, dar și acolo sunt totuși probleme. Poți să joci pe o arșiță teribilă. În noiembrie nu e nicio arșiță. Și nici în aprilie. Mai ales noaptea la când se joacă meciul respectiv. Deci programul complet al primei etape: Athletic Bilbao Barcelona, Sporting Gijón Real Madrid, Atletico de Madrid Las Palmas, Levante Celta, Málaga Sevilla, Rayo Valencia, Espanyol Getafe, Deportivo La Coruña Real Sociedad, Granada Eibar, cel mai slab meci de departe, și Real Betis Balompié Villarreal. Asta este. Eibar, vă reamintesc, a retrogradat, dar a rămas în prima divizie din cauza problemelor administrative ale lui Elche, care a fost retrogradată. A făcut apel și a fost respins apelul și de tribunalul de la Lausanne. Nu mai au decât căile justiției civile cei de la Elche, dacă vor să revină în prima ligă, dar asta nu prea îți dă voie FIFA. Să te duci și să-ți câștigi procesul în civil față de fotbal, care este o castă
și unde nu poți să fii judecat de către această castă. Mai sus de tribunalul arbitrar de la Lozan nu te poți duce decât cu blestemele FIFA după tine. Ce înseamnă blestemul FIFA? Dacă, de exemplu, Elche se duce în civil și câștigă, Spania va fi exclusă din toate competițiile europene, așa zice FIFA. Și atunci, sigur, ea încearcă să găsească o situație de compromis. Bernard Tapie a făcut așa și a câștigat împotriva fotbalului în instanță civilă pentru retrogradarea lui OM atunci în 94. Toate instanțele sportive din lume l-au condamnat și a câștigat în civil. Și atunci Franța a primit, era Jean Fournet Fayard vremea aia, președintele Federației Franceze de Fotbal, cu Noël Le Graët, sigur, adjunctul lău brânzovenescului, și l-au rugat ăștia în genunchi toți pe Tapie să renunțe la procese, că dacă nu, Franța nu mai participa în cupele europene și nu mai exista ca echipă națională. A fost radiată. Așa, s-au dus în genunchi, s-au ploconit, i-a jucat pe degete Tapie, le-a luat tot ce aveau și izmenele de pe ei. Exact ca hoțul ăla care se duce în casă și ca să nu-i violeze nevasta ăluia, ăla-i dă absolut tot ce are el. Deci inclusiv hainele de pe el, ia hoțul, nu le folosește, le aruncă în foc, numai să te știe dezbrăcat. Așa a făcut și Bernard Tapie, pe bună dreptate, evident. Sigur că câștigase procesul și își permitea lucrul ăsta, l-a luat absolut tot și ghiulul de pe mână, i l-a luat președintelui federației ca să-și retragă plângerea respectivă și până la urmă clubul a retrogradat, dar a făcut-o tot așa în numele fotbalului francez, toți termenii aia elogioși după aia la adresa lui, cumpărase și presa toată, bineînțeles, la omagia ca pe Neanicu, după spunându-i că grație lui a fost salvat fotbalul, asta avea nevoie Bernard Tapie să cânte în strună. Sigur că clubul retrogradase, evident, cu fraudă absolută, nu contestă nimeni, bineînțeles că vremea respectivă să cumpăra tot, așa cum se făcea și în alte părți. Tapie a început să cumpere meciuri după ce l-au furat în 90 cu Benfica în semifinală, cu mâna. N-a vrut să vadă arbitru mâna lui Vata ăla. A eliminat echipa în minutul 86 în returul semifinalei de Cupa Campionilor și atunci a și zis, când a ieșit de pe teren, camerele de la TFN care au transmis meciul au înregistrat asta pe peliculă: de acum știu cum să câștig Cupa Campionilor. Și, într-adevăr, 3 ani mai târziu a câștigat-o. A fi putut să o câștige chiar un an mai târziu, dar a pierdut-o în finală la penaltiuri. Deci, din momentul ăla, el a spus foarte clar: am înțeles, deci trebuia să-l cumpăr pe arbitru. Nu-l cumpărase. Dovada cea mai clară: până în 90 a fost un om curat, nu-l cumpărase, cumpărase răia de la Benfica pe arbitru, pe Van Langenhove, așa-l chema. Ăla a validat golul, deși s-a văzut clar pe toate reluările, a băgat-o ăla cu mâna, ca Maradona, exact, cu Anglia la în sferturile campionatului mondial respectiv. Așa s-a întâmplat și acolo, după care s-a schimbat macazul în fotbal. Au început aranjamentele, hoțiile. Fiu Bernard Tapie a învățat de la Silvio Berlusconi. Berlusconi i-a spus cum să fură, cum trebuie să faci ca să... Tapie era vânzător de televizoare. Mergea pe scooter și vindea televizoare până când să intre în lumea sportului. A intrat în ciclism, a cumpărat și pe acolo. Acolo a învățat primele definiții ale furtului și ale hoției. Vă dați seama, în ciclism să fura în anii 80. Dumnezeule, erau toți plin de substanțe dopante. Atunci era dopajul un toi. Evident, s-a adaptat repede la lumea aia, a devenit cel mai bun acolo, pe care s-a dus la fotbal, că nu mai avea ce să facă în ciclism, să plictisise deja de trofee, și a câștigat în fotbal, tată. Pe aia, mulți ani mai târziu, unul Dumitru Sechelariu, de îi zicea, între timp s-a prăpădit, a încercat și el, când a preluat o echipă, să spună că va câștiga Cupa Campionilor în 7 ani. Mânca bine Sechelariu, mânca fazani, mânca iepuri, era ca pe vremea regilor Franței, putârnichi. Și odată giftuit după o masă de asta cu niște moldovence pe genunchi, stătea mai bine și decât Florin Călinescu, care avea tot așa femei pe fiecare genunchi, dar cât o găleată de înghețată sub ele, ca să se poată răcori. Sechelariu nu, stătea cu trabucul, cu whisky-ul, cu
chestii mai rafinate decât înghețata lui Nea Florin și cu muier lângă el și a declarat odată că știi Cupa Campionilor în 5 ani. E bine, nu s-a întâmplat asta, de la Bacău drumul era totuși un pic mai lung și nici nu se pricepea săracul chiar la nimic. Pentru că dacă s-ar fi priceput, e posibil să fi, măcar să fi luptat la titlu, ceea ce sigur că el n-a făcut, a fost departe de așa ceva. Știți că Ivan Basso a declarat că are cancer și s-a retras din Turul Franței. Va fi operat, se pare, cancer la testicule din cauza dopajului, așa cum i s-a întâmplat și lui Lance Armstrong, dar în jmecheria lui ieșită din comun, deci în potlogăria lui, aș spune, hitleriană, Lance Armstrong, după ce s-a vindecat de cancerul de la testicule, perfect s-a vindecat, nu mai avea niciun fel de urme, ca și cum nu s-ar fi întâmplat niciodată, tot de dopaj s-a apucat, demonstrând într-adevăr că banul, da, și prosperitatea pe o singură viață, că atât avem de trăit, este mai importantă decât orice risc. A, decât să trăiască liniștit și să fie un muritor de rând, sănătos, să mănânce fasole de aia adusă din Coreea de Sud, fasole verde de aia, păstăi adusă din Coreea de Sud excepțională, tot așa și cu aia, că trăiești până la 1000 de ani, să mănânci numai dintre aia, în loc să stea și să mănânce din conservă fasole din aia toată ziua undeva într-un ranch în Statele Unite, nu, el a preferat tot hoția, tot dopajul, dacă să ajungă cineva, să fie cineva, să se vorbească despre el, să strângă mâini pe la protocol, să ajungă la Casa Albă, să facă înconjurul planetei ca ambasador, plenipotențiar de ăsta. Asta a făcut. E bine, Ivan Basso a declarat recent că are cancer și el la testicule și sigur că a abandonat. Am zis că va fi operat la Spitalul San Raffaele din Milano. A declarat echipa sa, Tinkoff Saxo, o intervenție chirurgicală obligatorie în aceste condiții, va fi operat de profesorul Francesco Montorsi, șeful clinicii secția urologie San Raffaele din Milano. Nu există nicio legătură, să spune aici, între tumoarea la testicule și activitatea sportivă a lui Ivan Basso. Ok, nu există nicio legătură, încă o dată, nici la Lance Armstrong nu era absolut nicio legătură, întâmplător, așa, ani mai târziu, sigur, nu atunci, Doamne ferește, nu se putea vorbi despre nimic. Ani mai târziu s-a demonstrat că nu era chiar așa. Da, ok, putem să spunem că Ivan Basso, cancer la testicule, așa cum facem cu toții. Dar nicio legătură n-are cu sportul pe care îl practica. Și că Thiago Motta vrea să plece de la PSG, nu s-a simțit niciodată bine la Paris, Inter Milano l-ar vrea, în locul său a urmat să vină la campioana Franței Benjamin Stambouli de la Tottenham, fostul jucător al lui Montpellier. Tasu Henri Stambouli a fost directorul centrului tehnic de la Marseille, adică asta însemnând centru de formare a jucătorilor tineri. Under 17, Under 19, Under 21, toți erau sub tutela lui Henri Stambouli, mulți ani a fost acolo. A antrenat și prima echipă a lui OM într-o perioadă, Henri Stambouli, când OM era, de exemplu, în Liga a doua, atunci după retrogradarea de care vorbeam mai devreme, a fost o vreme și antrenor. Benjamin Stambouli este fisul, dar omul a plecat în Anglia de devreme, de la Montpellier, n-a vrut să vină la Marseille, deși Marcelo Bielsa îl vrea încă din sezonul trecut. S-a dus la Tottenham unde n-a făcut nimic și acum iarăși este pe piață. Cam toți cei pe care Bielsa i-a vrut vara trecută și n-au ales Marseille pentru că s-au dus la bani mai mulți, au dat X. Uite, avem cazul Montoya, care a plecat de la Barcelona la Liverpool, l-au împrumutat pe 2 ani. Chelereds, cum spun francezii, e bine... Liverpool l-a trimis înapoi, nu de la, pardon, parcă nu de la Babada, de la Barcelona a plecat, parcă nu mă înșel, Montoya, da, s-a întors înapoi în Spania, iarăși pe piață. Mulți au făcut așa, s-au dus la cluburi dintre astea bine situate, sigur, unde n-au gura târgului, poate o singură excepție să fie Alderweireld, care a ajuns într-adevăr în campionatul englez și se pare că va rămâne acolo. Dar în rest, nu știu pe vreunul să fi
reușit extraordinar. Dintre cei care n-au vrut să vină la OEM, Benjamin Stambouli și acest Montoya sunt două exemple evidente de eșec. Ne întoarcem după pauză. Bună! Este Dumnezeu! 11 metri pentru cei cu cernici. Fabio Capello, după ce și-a luat toți banii, a fost dat afară ca un câine de la Naționala Rusiei, unde n-a făcut nimic. Avea un salariu cam precum cel pe care îl sugeram noi pentru Mircea Lucescu în golf. Câștiga milioane de euro pe lună ca selecționez al Rusiei, până după campionatul mondial din 2018 în țara lui Putin avea contract. Ei bine, i-au strâns, a fost o chetă națională, strângă banii, că rușii nu mai puteau plăti. Într-atât de mare avea salariu. Capello, 69 de ani, un boșorog a devenit, n-a făcut nimic. Rusia este pe care să nu se califice la euro, a fost dat afară. Ei bine, sunt 6 nume pe shortlist-ul federației, după ce tot poporul a fost de acord cu demiterea lui Fabio Capello. Leonid Slutsky ar fi cel mai bine plasat. Ăsta a fost recuperator, cred că, în tinerețe, dacă îi vedeți ceafa. Leonid Slutsky de la CSKA Moscova ar fi în pole position, așadar. Cu certitudine, noul selecționez va fi Ruznac. Toți 6 sunt ruși. Pe lângă Slutsky ar mai fi Yuri Semin de la Anji Makachkala, Kurban Berdiev de la Rostov, Gadji Gadjiev de la Amkar Perm, cum ar fi, bă, ăsta să ajungă selecționerul Rusiei, Alexander Borodiuk, fostul antrenor al lui Torpedo, și Stanislav Cercesov, fostul antrenor al lui Dinamo Moscova, echipa lui Valbuena, care tocmai l-a demis pe Cercesov și l-a pus pe unul Kobelev în locul lui. Să vedem cine va fi ales, că deocamdată nu s-a stabilit, dar contractul ar urma să fie pe 3 ani, adică tot așa ca și al lui Capello, până după terminarea campionatului mondial pe care Rusia îl va găzdui, sau cel puțin așa speră, în 2018 vară este asigurată cu calificarea. Deci ideea este să te duci la Euro, să faci treaba acolo, măcar să încerci să ieși din grupe, după care puteți uita, să stai și să aștepți campionatul mondial pe care îl găzduiești chiar tu. Ce știri ar mai fi de prin fotbal? Spuneam de ieri că Manchester United i-a luat pe Schweinsteiger și pe Schneiderlin, pe amândoi practic la pachet. Există și o aplicație pe telefonul mobil, Mercato se numește, celor de la L'Equipe, dar care conține informații de peste tot, nu numai din cotidianul L'Equipe, care preia așadar tot ce se vorbește despre Mercato, foarte interesantă pentru cei care vor să-și o downloadeze sau să-și o descarce pe telefonul mobil, evident, pe sistemul de operare iOS sau Android, pe amândouă se poate găsi și acolo sunt cam toate informațiile, tot ce mișcă în lumea asta a transferurilor. Angel Di Maria aproape de Paris Saint-Germain, deocamdată lucrurile nu sunt chiar bătute în cuie. Da, sunt pe drumul cel bun, nu cred că este un mare jucător. Angel Di Maria pentru Paris Saint-Germain nu va fi probabil determinant, n-a făcut nimic la Manchester United pe ansamblu. Sunt primele poze cu Iker Casillas la Porto, înțeleg de ce plângea în hohote și a bătut Realul joc de el. Afară, a ajuns la FC Porto, nu la Bobo Halma. Deci, totuși, nu e chiar atât de rău. O echipă care face istorie în Liga Campionilor. Noua țintă a lui Manchester United, sigur că e de doar un zvon deocamdată, ar fi Lewandowski. Lewandowski de la Bayern München, fostul jucător al Borussia Dortmund, care ar urma să ajungă să întărească ofensiva colosală a lui Manchester United. E adevărat, după plecările lui Van Persie și Falcao, poate Di Maria, aceasta se va mai fi subțiat. Falcao a ajuns la Chelsea împrumut. Van Persie este practic la Fenerbahce. S-a dus acolo pe promisiuni. Turcii știu să promită. Dar probabil că mare lucru nu va face
în campionatul turc Robin van Persie și au mai rupt și alții colții în Turcia și n-au mâncat decât halviță toată ziua, că banioc. Edinson Cavani, de asemenea, o țintă pentru Van Hal. Robert Lewandowski ar costa undeva până la 50 de milioane de euro fără bacșiș. 25 de goluri a marcat în sezonul trecut pentru FC Bayern München și sigur că îl tentează un campionat cum este cel al Angliei. 50 de milioane de euro ar fi cota, spuneam, ama să vedem la cât să înțeleg cele două cluburi. 25 de goluri în 49 de meciuri, 13 pase decisive pentru Robert Lewandowski în sezonul trecut, un mare atacant, într-adevăr, chiar dacă este leș și la Naționala Poloniei, vreau să spun, n-a contribuit cu nimic, nu i-a ajutat cu nimic pe polonezi. La nivel de club este un jucător remarcabil, adică față de un Mandzukic pe care l-avea Guardiola, mi se pare revoltător. Față de Mandzukic, sigur că este 20 de clase peste el. Bun, hai să vedem ce zvonuri mai circulă în momentul de față, cu, apropo, cu transferurile astea care se mișcă în Europa. Spuneam de transferul lui Asmir Begovic de la Stoke la Chelsea pentru 12 milioane de euro portar. Deci Chelsea a dat 12 milioane pe el ca să-l țină pe tușă. Evident, titularul fiind Thibaut Courtois. Josue, mijlocașul FC Porto, de la FC Porto a trecut la Bursaspor, împrumutat pe un sezon. Javi Vargas, de la Valladolid la Las Palmas, portar, era liber de contract. Eduardo, liber de contract, de la Flamengo, a venit la Shakhtar, a semnat pe un an și jumătate, așadar un nou brazilian. Mai pleacă și de la Nea Mircea și vin gratis unii. Glenn Johnson, fundașul Liverpool, a trecut la Stoke City până în 2017, era liber de contract. Ciro Immobile de la Borussia Dortmund, împrumutat la Sevilla pentru 3 milioane de euro. Ronaldinho de la Querétaro la Fluminense, atât că totuși a găsit un angajament, are 35 de ani, apare aici pe, citesc din rubrica făcută de DigiSport, Rod Fani de la OM Al Arabi, liber de contract, a semnat pe două sezoane, nu e greșită informația, n-a semnat cu Al Arabi și n-a semnat pe două sezoane, a semnat un singur an Rod Fani în Qatar și nu cu Al Arabi, nu știu, o altă echipă, chiar nu contează, în Qatar, în orice caz, pe un singur an. Interesant, Fani, dacă va da randament acolo, o căruță de bani, imaginez, în primul rând au dat o primă la semnătură, asta l-interesa. Cred că de asta s-a dus acolo, ei au dat prima, cea mai mare. Că altfel putea să ducă la o echipă din Anglia, de exemplu, la un Leicester. Noul antrenor al lui Leicester City este Claudio Ranieri. Apropo, lua Ranieri, să zicem, la Leicester, nu făcea nimic tot sezonul, dar nu știu dacă la primă a vrut aia să-i dea 3-4 milioane cât le-a cerut el lor în Qatar. Și a semnat pe un an, probabil pe ideea că oricum are 33 de ani. N-a mers, nici nu stă Fani neapărat acolo o viață. A fost băiat deștept. Dacă va fi sculă, va găsi o altă angajare, un alt angajament la o altă echipă din zona golfului, mai bănoasă decât asta. Asta e cert. Dacă nu, va pleca de acolo și nu va mai avea grija contractului în zona golfului, adică nu se simte bine, nu se acomodează, nu dă randament. De ce să semnezi pe ani mulți? Băiat deștept. Și atunci a zis, bă, stau un an, le iau o căruță de bani, milioane de euro, cu tot cu prima aia. Aduce probabil undeva la 5 milioane de euro, că stă și el un an în Qatar, fără să facă nimic. După care are tot timpul să-și mai găsească un angajament în Europa sau cine știe pe unde, în Statele Unite, nu contează, în China, îl văd în China pe Fanii, jucând, păcălindu-și și pe aia, tot pe un an sau pe doi, cine știe pe câte ani. N-avea sens să se ducă și să se înhame. OM i-a propus acum în ultimă instanță contracte 3 ani. Fania a stat 4 ani jumate la Marseille. A fost un loser cea mai mare parte a timpului, trebuie să o spunem clar, un diletant.
De-aia și fusese dat afară din lot de Vincent Lambrun. Când a venit Bielsa la OM, l-a găsit dat afară din lot. Da, neexistând foarte mulți fundași de calitate, la un moment dat Bielsa a cerut să-l încorporeze în lot. Păi ea n-au vrut. Au zis, nu se poate că Fanie în instanță, pe picior de plecare, adică e în loft, adică se antrenează cu cei care nu mai au dreptul să joace în prima echipă. Ajunsese acolo pentru că făcuse un sezon îngrozitor de slab cu Eli Bob și cu José Anigo în 2013-2014 și atunci l-au lăsat acolo până când i-a dat o mână de ajutor Bielsa, l-a adus, l-a reintegrat. Ok, a jucat relativ bine pentru vârsta lui, nu erau practic cerințe din partea unuia care era deja dat afară din lot, nu mai aștepta nimeni la el la performanță. Sigur că el a pus osul în nou context, știa că asta l-ar putea ajuta să câștige un contract bănos pe undeva sau la o echipă bună, n-a reușit până la urmă acest lucru, dar și-a găsit, iată, în Qatar un angajament. OM, la instigarea lui Bielsa, la recomandarea lui, a zis, hai să încercăm să-i facem o ofertă de prelungire. Dar ăsta ranchiunos n-a mai vrut, după modul în care chipurile s-a purtat clubul cu el. Clubul nu s-a purtat urât, că i-a dat banul, l-a plătit. Nu contează dacă joci bine sau nu, tot îți iei toți banii, așa e la fotbal. Dar n-a mai acceptat propunerea, inițial era de un an cu posibilitate de prelungire pe încă unul, dacă ambele părți sunt de acord, apoi a propus 2 ani ferm, și la urmă i-au propus chiar 3 ani. Tot n-a mai vrut Fani. S-a dus pe un singur an, atenție, în Qatar, unde ia vreo 5 milioane de euro și după aia e liber să-și negocieze cariera cum o vrea. Alte transferuri, John Guidetti a ajuns la Celta Vigo și ăsta era în vizorul OM la un moment dat. Ăsta a zis că vine să joace la Marseille și pe jos, după ce a jucat toată cu națiunea Suediei pe velodrom într-un meci contra Franței. S-a părut atmosfera într-adevăr peste orice în lume și a zis, bă, dacă mă vor ăștia vreodată clubul ăsta de aici, nu știu cum îi zice, o să vin și pe jos. E, până la urmă, iată că s-a dus cu avionul la Vigo, l-au păcălit, ăștia a semnat un contract cu Celta până în 2020. John Guidetti juca pe la Celtic. Ar fi fost bun la OM, de ăsta anglosaxon, așa, neemotiv, care ți-o dădea națe cu amărâții. Noi asta ne interesează, să batem echipele mici. Jucăm acasă cu Troa, de exemplu, în etapa a treia. E esențial să-i batem pe aia. Acolo putea Guidetti să-ți dea o dublă cu capul la două centrări. Ce era bun pentru asta. Valon Behrami de la Hamburg la Watford. Tot la Watford se pregătea să semneze și Benjamin Stambouli până când se pare că a intervenit PSG-ul pe fir. Așa, Georgino Wijnaldum, extraordinar jucător, un olandez de la PSV, a ajuns la Newcastle, la loserii campionatului Angliei pentru 20 de milioane de euro. Wijnaldum, ăsta era și pe lista lui OM, da. Noi am fi vrut să-l aducem pe nimic. Ăștia cereau 20 de milioane de euro pe el, deci n-aveam cum. Magnus Eriksson de la Guizhou Renhe în China, la Brøndby, liber de contract. Emiliano Insua de la Atletico la Stuttgart, nu s-a comunicat suma. Adnan Tigaduini de la NAC Breda la Malaga. Boy Waterman de la Karabükspor la Apoel Nicosia. Mudibo Diakite de la Cagliari la Frosinone, liber de contract și ăsta. Uite că apare și Brice Samba. Bă, sunteți bine informați, bă. 21 de ani portar, Brice Samba, de la OM la Nancy, un împrumut pe un sezon. Așa e. Este o informație corectă. Totuși trebuie să mai adăugăm că este un împrumut fără opțiune de cumpărare. Asta nu înseamnă că nu pot cumpăra la sfârșitul sezonului, dar înseamnă că trebuie să negocieze și nu este inclus în împrumut opțiunea de cumpărare, cum a fost în cazul lui Fouad Kadir, care a fost împrumutat la Betis Balompié. Dar dacă ei promovau, trebuiau să-l achiziționeze definitiv contra 1 milion de euro. Ceea ce s-a și întâmplat, n-au mai avut ce să facă cei de la Betis și oameni serioși. Că la fel aveam angajamentul și cu Club African Tunis, cu Saber Khalifa,
Ei au câștigat titlul și el a fost golgheterul campionatului și tot n-au vrut să-l ia. Și au reușit să ne păcălească, sigur, să-l mai împrumutăm pe un an, tot așa pe nimic, adică gratis împrumut. Acum iarăși cu opțiune de cumpărare, dar care se pare că nu mai este atât de... Era de 1.000.000, cum au fi pus-o undeva la 600-700.000 de euro, ca să putem să scăpăm de el. Era genul de jucător pe care cum l-ai achiziționat, cum deja vrei să scapi de el. Yannick Ferreira Carrasco de la Monaco la Atletico Madrid pentru 20 de milioane de euro, mare fotbalist. Ivan Cavaleiro de la Benfica la Monaco pentru 15 milioane de euro. Așa a venit și el Sharawi la Monaco, împrumut un sezon cu opțiune de cumpărare pentru Monaco. Mai aruncăm o privire la tenis înainte să plecăm. Niculescu are 5-3 în setul 2, dar servește Ana Bogdan și are 2 mingi de 4-5. Calificări pentru Șmiedlova și Kovinici, 5-4 pentru Per în setul decisiv cu Bondarenko, Shahar Per din Israel, numărul 121 în lume, are șansa să se califice. Set pentru brazilianca Teliana Pereira, 6-3, a bătut-o pe Cucova, Cristina Cucova în primul set. Krunici are 4-2 cu Kulichkova și 2 mingi chiar de 5-2. Cam asta e situația în momentul de față, dar vă amintesc Monica Niculescu 6-2-5-3 cu Ana Bogdan în primul tur la București. Pe mâine!